Dramă cumplită într-o familie din Fălticeni. Un adolescent de 15 ani a murit după ce a fost înjunghiat în inimă, iar fratele său mai mare se numără printre suspecți. O intra sărac prin sânge, ajutați-mă că nu-i tai nebună. Crima a avut loc sâmbătă seara în jurul orei 21 pe o stradă de la periferia orașului. Localnicii spun că au auzit țipete, iar băiatul cel mic s-ar fi târât cu ultimele puteri în casa unui vecin să ceară ajutor. Inițial am crezut că să mai ceartă. Cu maică, eu nici m-aș fi plecat în maică sanitară. Să mai ceartă între ei și s-au bătut între ei, știu, și apoi în drum am văzut că el îi tăia foarte tare. Băiatul nu a supraviețuit. Polițiștii sosiți la fața locului l-au găsit alături și pe fratele său mai mare, rănit în omoplatul stâng și la antebrațul drept. Adolescentul de 17 ani susține că au fost atacați de un necunoscut în timp ce se îndreptau spre un magazin din apropierea casei. Băiatul a spus că nu știe pentru că au fost roazi la spate și ei ar fi plecat după suc la magazin la Petia, dar nu cred că, fiind desculți amândoi, fără papuci, dezbrăcați, totuși, e rece. Adolescentul de 17 ani a fost dus la spital, unde medicii au descoperit că avea răni ce sugerau că s-a luptat cu altcineva. Oamenii legii nu exclud ca cei doi frați să se fi luat la harță, iar adolescentul să-și fi ucis fratele mai mic pe fondul consumului de alcool. A început scandalul din casă? Nu, nimic. Eu am venit de la treabă, de la putui, la unde lucrez. I-am dat bună seara, frumos. Cei doi frați provin dintr-o familie săracă și numeroasă. Mama lor este plecată la muncă în străinătate, iar tatăl muncește cu ziua.